Doamnelor, domnilor, bun găsit la Fără Prejudecăți. Eu sunt Ovidiu Damian și vă mulțumesc că sunteți alături de noi. Fără Prejudecăți este emisiunea în care vă prezentăm o altă față a dizabilității, una plină de speranță, încredere și reușite. Emisiunea noastră este interpretată și în limbaj mimico-gestual de către colega noastră Adelina Ciocotișan, asta pentru ca mesajul nostru să ajungă și la persoanele cu deficiențe de auz. Despre Festivalul Miraje, aflat la ediție aniversare, ediția 10-a, care se va desfășura în curând la Cluj-Napoca, vorbim astăzi. Vorbim și despre Flori de Speranță, un alt eveniment în care sunt implicați și colegii noștri, Raluca, Mihai și Bogdan, dar vă prezentăm și alte informații și actualități din domeniul dizabilității. Putem spune despre Festivalul Miraje că este un eveniment unificat pentru că descoperă talente atât din lumea persoanelor cu dizabilități și nu numai. Dacă vă amintiți, anul trecut am descoperit-o și noi pe Andrada Precup, care este o cântăreață extraordinară. Vă propun acum să urmăriți imagini, după care revenim în platou. Fără Prejudecăți începe chiar acum la TVR. Cârlie, ia să-mi spui tu mie, de ce zbori în vânt și dai de pământ, și dai de pământ. Lie, lie, ciocârlie, de ce cânti pe lan fără ciocârlan, ce stai pe câmpie, singură pustielie. Ciocârlie, ce nu cânti pe vale, unde-i mai răcoare, la izvoare reci, ori vrei să mă-ntreci? Lie, Andrada Precup, doamnelor, domnilor, o voce extraordinară. Ați urmărit un fragment din înregistrarea realizată de către noi anul trecut în cadrul festivalului Miraje. Andrada, de altfel, a fost implicată și într-un proiect radiofonic extraordinar, o mie și una de voci radiofonice, prin care copii nevăzători din București pun în valoare basmele tradiționale ale românilor. Alături de mine în platou sunt doi reprezentanți ai unei echipe care de ani de zile realizează acest festival la Cluj-Napoca. Este vorba despre Diana Găucă, psihopedagog și parte din echipa de organizare, împreună cu domnul Silviu Vanda, care este director adjunct al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca. Bine ați venit și vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
Bine v-am regăsit, vă mulțumim pentru sprijin și pentru că ne invitați de fiecare dată și promovați fiecare an Festivalul Cultural Miraje, la care ținem atât de mult. Și care, cum spuneam puțin mai devreme, a ajuns la o ediție aniversară. Da, este ediția a 10-a deja. Astăzi am venit însoțită, sau anul acesta am venit însoțită de domnul director adjunct Silviu Vanda. Doamna director Ramona Mureșan n-a putut fi prezentă, are alte obligații, sigur că tot în interesul instituției. Într-adevăr, ediția aniversară, și dacă marele scriitor a spus că frumusețea va salva lumea, noi credem că arta va salva lumea. Am preluat cumva ideea și știți de ce? Pentru că arta nu are limite. Acesta este și sloganul festivalului de ani de zile. Îl păstrăm și sperăm ca oamenii să vină deschiși înspre noi. Talentul nu cunoaște handicap, ne spui, Diana. Așa este. Organizatorii de anul acesta sunt Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, Asociația Lions Club Genesis Cluj-Napoca și Casa de Cultură a Studenților. Asociația Lions Club Genesis din Cluj-Napoca e o asociație care ne susține în fiecare an. Chiar asta vreau să spun, sunt de ani de zile alături de voi, da, și asta cred că e foarte important ca în momentul în care susții un eveniment, să, acest lucru să nu se întâmple doar odată, ci să organizezi cumva o tradiție din asta de a fi aproape de către persoanele cu dizabilități. Iată, nu din dorința de a promova această idee a milei sau a sloganului și ei au o șansă și așa mai departe, ci de a arăta că aici vorbim de adevărate talente, de adevărate persoane care depun o muncă extraordinară, care ies în față, care arată că pot să evolueze pe mari scene. Mi-aduc aminte în discuția cu Andrada Precup de anul trecut. Ne spunea cât se poate declara, era foarte convinsă și eu după această discuție sunt foarte convins că acest lucru se va întâmpla. Vrea să ajungă o cântăreață și o actriță. Așa este, a fost o reală surpriză să o revăd pe câștigătoarea de anul trecut din București, Andrada, o fetiță într-adevăr talentată. Mai vreau să spun că evenimentul de anul acesta este cofinanțat de Primăria și Consiliul Local Cluj-Napoca, și pentru că te-ai referit la copiii cu dizabilități, la cum evoluează ei pe scenă, pentru că voi vorbi mai târziu și despre programul festivalului mai pe larg și despre spectacolele concurs din 17 și 18, aș vrea să spun că poate că unii emit păreri de genul bieții copii fac și ei ce pot. Nu e chiar așa, ei pot foarte mult. De aceea mi-aș dori foarte tare să vină cât mai multă lume să-i vadă cum evoluează atât de frumos pe scenă alături de alți copii din școlile de masă. Așa de frumos știu să fie ei artiști, încât la un moment dat dizabilitatea devine pur și simplu insesizabilă. Și de aceea vă invităm să veniți să vedeți abilitatea și nu dizabilitatea. Despre iată ce frumos este vorba. Un festival al abilităților, doamnelor, domnilor. De fapt, alături de noi, cum spuneam puțin mai devreme, este și domnul profesor Silviu Vanda, director adjunct al Liceului Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca. Vă mulțumesc pentru că de fiecare dată reveniți, domnule Vanda, cu drag în emisiunea noastră, ca și dascăl, dar și ca și parte organizatorică, să spunem, a liceului dumneavoastră. Lucrați zilnic cu acești copii, le vedeți talentul, sunteți alături de ei și le canalizați cumva acest drum prin viață, acest frumos drum prin viață. Da, așa este. Într-adevăr, festivalul acesta, susținut și pregătit împreună cu asociația Clubului Lions, ai o tradiție, dar aș vrea să mai adaug că Clubul Lions sprijină nu numai acest festival, ci și alte acțiuni și activități ale liceului, și în general Clubul Lions sprijină foarte mult pe nevăzători din România, Asociația Nevăzătorilor, în general, aproape în fiecare județ, filială a Asociației Nevăzătorilor, Clubul Lions este alături de nevăzători. Asta este foarte important și în curând vom povesti la Fără Prejudecăți și despre celelalte proiecte pe care le desfășurați în cadrul școlii. Merită pomenite pentru că sunt foarte importante. Doamnelor, domnilor, vă spun acum că de puțin timp a avut loc la Cluj-Napoca Maratonul Făgetului, care a avut anul acesta și o probă specială pentru persoane cu dizabilități. Noi am fost acolo, am surprins imagini, vă invit să le urmărim.
artiști între scenă și corturi, să elibereze cât se poate de mult traseu, să stăm cât mai aproape de fie de corturi, fie de scenă, însă avem nevoie de tot acest platou cât mai eliberat, pentru că alergătorii noștri vor avea traseul exact aici pe lângă noi. Așadar, două lucruri putem face, să nu stăm în calea lor și mai important să-i încurajăm de mult. Mulțumim! Vreau să mulțumesc și eu! Împreună! 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, start! Haideți cu brășările! V-a dat Mihai un start pe care n-aveți cum să ratați. Atenție, faceți loc, eliberați traseul, vă rog, stați aici cu noi. Haideți, grijă la capul lui. Ia-i, din păcate, e cursă cu obstacole, că așa e viața. Mâna bună, haideți. Aplaudații, am nevoie de încurajările voastre. Ia să vedem care e cel mai rapid curcioc. Dar câștigătorul sunt toți. Le mulțumim pentru implicare. Haideți să ne aplaudăm încă o dată! Am
revenit în direct, doamnelor, domnilor, ați urmărit imagini surprinse la cursele pentru persoane cu dizabilități de la Maratonul Fugetului. Am văzut în imagini și pe prietena noastră, Georgi Fântânaru, și sportiv de la Clubul Amont din Cluj-Napoca. Ceea ce pe mine mă bucură foarte mult și sper că și pe dumneavoastră este faptul că orașul nostru este un oraș inclusiv în care nu se mai organizează doar evenimente specifice ale persoanelor cu dizabilități, ci evenimente unificate în care persoane cu dizabilități, persoane fără dizabilități participă în egală măsură. Un drum și până la urmă un obiectiv spre inovare socială, pentru că asta ne dorim. Din acest spectru face parte și Festivalul Miraje, care aduce împreună persoane cu dizabilități, persoane fără dizabilități. Despre asta vorbim în ediția de astăzi a emisiunii noastre. Un eveniment organizat de către Liceul Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca, o instituție aparte în peisajul educațional românesc. Mă întorc la invitatul meu, domnul Silviu Vanda, care este director adjunct al acestei instituții. Știu, domnule profesor, că aveți o întreagă paletă de activități în școală, de la intervenție timpurie, așadar de la copilași foarte mici, până la o post-liceală. De-aia spuneam mai devreme că sunteți o instituție aparte, care integrează educațional și terapeutic persoane cu deficiențe de vedere. Da. Instituția noastră cuprinde copii în Cluj în programul intervenție timpurie, grădiniță, ciclul primar, gimnazia liceală post-liceal, plus un departament special rezervat copiilor cu deficiențe senzorale multiple. Sunt 9 clase. Este unica instituție care cuprinde un așa mare număr de copii din acest spectru. De fapt, liceul nostru are peste 215 elevi și cu un personal de 92 cadre didactice. Să le spunem celor care ne urmăresc acum despre ce pomeneați puțin mai devreme. Aveți aceste clase pentru deficiențe senzoriale multiple, adică pe lângă faptul că acești copilași sunt nevăzători vizual, sau alte deficiențe asociate. Și cu toate astea găsiți metode spre incluziunea lor. Absolut, pentru că sunt specialiști la aceste clase. Efectivul acestor clase este mai redus, 2, 3, maxim 4 elevi. Și atunci, deși este o muncă foarte, foarte grea din partea profesorilor, dar lucrându-se unul la unul, rezultatele apar. În primul rând, există această socializare a copiilor, se dezvoltă autonomia ale o persoană, cât de cât să fie redați societății, să nu fie o povară pentru familie și pentru societate. Dimpotrivă, să fie cetățeni cu drepturi, cu obligații în societate, care se pot integra pe piața muncii, care pot să participe la evenimente de acest fel. Cred că e important să punctăm faptul că Festivalul Miraj este un eveniment foarte important, dar care se desfășoară punctual o dată pe an. Dincolo de acest festival, în clase, zilnic, sunt specialiști, așa cum spunea și dumneavoastră, sunt profesori psihopedagogi, Diana este unul dintre ei, care lucrează cu acești copii tocmai pentru a realiza acest proces de incluziune și știu că eforturile lor nu rămâne răsplătite. Tocmai v-ați întors de la niște concursuri școlare, de la niște olimpiade cu premii importante. Da, recent, în perioada 10-12 aprilie anul acesta, la Buzău, există așa cum un liceu special pentru deficienți de vedere, care anul acesta împlinește 25 de ani de existență, 80 ani de la înființarea școlii din Buzău. S-a organizat ediția 2004 a concursului rezervat elevilor deficienți de vedere, clasele a 8-a și a 12-a, la disciplinele limba română, matematică, engleză, informatică, la clasa 8-a, istorie, limba română, limba engleză, informatică. Observați, sunt probele, discipline necesare absolvirii, clasea 8-a pentru evaluarea națională, respectiv bacalaureat, unde elevii noștri au obținut 6 premii. 2 premii întâi la istorie și engleză, clasa 12-a, limba română, premiul 2, clasa a 12-a, locul 3, română, clasa 8-a, un loc 3 la informatică. De menționat că elevul Cristian Covaci, clasa 12, a obținut premiul 1 la istorie cu media 9,95 și în același timp și premiul 3 la informatică.
Felicitări! Asemenea, cred că e cazul să-i felicităm pe acești elevi. Pavaler, cu acest concurs, probe teoretice, să desfășoare o probă practică de citire rapidă și corectă Braille, unde au participat elevi atât din gimnaziu cât și din liceu, de la cele 7 școli pentru dificil de vedere din România, unde eleva noastră, Ioana Ostopovici, clasa 10, a obținut un meritat loc 2. După acest concurs, în perioada 1-5 mai, la Târgu Frumos, un alt liceu, poate cel mai tânăr liceu pentru dificil de vedere din România, deschis în 2004, a avut loc concursul național de șac rezervat elevilor nevăzători, desfășurat sub genericul Cupa Cori Francisc, nume dat în memoria profesorului de biologie clujan, Cori Francisc, care prin anul 1950 a introdus șacul ca sport în școala din Cluj și apoi acest sport a devenit cel mai popular sport practicat de către nevăzători, cu atât mai mult că șacul este un sport care de la egal la egal nevăzătorii îl joacă cu semenii lor. La acest concurs, iarăși elevul Covaci Cristian a obținut premiul 2 la egalitate de puncte cu cel de pe locul 1, între cel din locul 1 și cel de și Cristian, locul 2, a fost între ei remiză și cel de pe locul 1, fiind mai tânăr cu un an 2, a primit pe baza criteriului de tinerețe premiul 1. Extraordinar. De altfel, și asta vreau să precizez puțin mai devreme, într-una dintre edițiile trecute ale emisiunii Fără Prejudecăți, dumneavoastră ați jucat, putem spune, o partidă de șah chiar aici, în platoul nostru, alături de un elev al dumneavoastră. Acestea au fost antrenamentele. Iată, vedem și rezultatele și este extraordinar că după atât de multă muncă vin și rezultate. Cum spuneam puțin mai devreme, nu vorbim doar despre activități artistice. Liceul pentru nevăzători din Cluj-Napoca are o paletă foarte largă de activități și e firesc, domnule director, să vă întreb, care este finalitatea acestui proces? În momentul în care un elev care intră în școala dumneavoastră și începe de la clasele mici, de la intervenție timpurie, trece prin tot acest proces educațional, ajunge poate chiar și în post liceal la dumneavoastră de masaj și după aia? Înainte de a vă spun de această întrebare, fiindcă vorbeam tot de rezultate, îmi permit, vă rog, în materie sportivă să arătăm că în 6 mai, deci imediat după șac, la Bacău a avut loc finala competiției sportive la golbal. Care este deja sunteți cunoscuți în Europa pentru această echipă de golbal. Este fotbal, o variantă de fotbal. Un joc dinamic pentru nevăzători, organizat de Asociația Nevăzători din România, la care am reușit să înscriem și echipa liceului din Cluj, cu ajutorul Lamontului, unde au participat 5 echipe, 4 de seniori, reprezentând asociațiile din Cluj, Argeș, Bacău și Satu Mare, seniori, să spunem așa, iar tinerii noștri jucători au obținut cupa, obținând numai victorii și chiar victorii la scor. A fost o mare surpriză și ceea ce m-a bucurat pe mine că toți cei învinși s-au înclinat și au aplaudat victoria copiilor. O extraordinară dovadă de fair play. N-am să uit întrebarea pe care v-am adresat-o puțin mai devreme. Mă întorc imediat la dumneavoastră și o să vă rog să ne răspundeți. Vreau să vă spun, doamnelor, domnilor, că astăzi debutează și Festivalul Flori de Speranță, care va avea și concursul Miss și Mr. Down, dar și alte activități interesante în care sunt implicați colegii noștri Raluca, Mihai și Bogdan. Noi vă vom ține la curent pe pagina noastră de Facebook Fără Prejudecăți TVR Cluj. Până atunci însă vreau să vă invit să urmărim acum împreună imnul festivalului, după care revenim în platou Fără Prejudecăți. Continuă la TVR. Nu e nimic pe lume mai de preț ca dragostea ce suflet o purtăm. Pentru cei care reușesc mereu să aducă zâmbete chiar de e greu, ne învață zi de zi să fim mai buni și îndrăznesc să creadă în minuni.
căci viața e frumoasă fără de venin, atunci când învățăm să o prețuim. Flori de speranță, inimi de copii, flori de speranță, vis și bucurii, flori de speranță și un țăr senin, flori de speranță, suflet să primi. Oricum, oricând, să ne amintim ce înseamnă a iubi, să avem speranța că acum și în orice zi, fie triști sau vesel noi să fim, dar prin credință o să dăinuim. Data viitoare, la următorul festival, să avem o înregistrare cu noi toți cu acest timp. Mulțumim din suflet! Flori de speranță, doamnelor, domnilor, un alt eveniment important în desfășurare la Cluj-Napoca, expoziție de pictură, aranjamente florale, concurs Miss și Mr. Down, dar și un campionat interesant, campionatul național de pescuit. Toate acestea organizate de către Asociația Downcher din Cluj-Napoca, din care fac parte și colegii noștri Raluca, Mihai și Bogdan. Este și motivul pentru care astăzi nu sunt alături de mine în emisiune, pentru că sunt pe scenă, evoluează în sală, îi ajută pe ceilalți concurenți în cadrul festivalului. Pentru aceia dintre dumneavoastră care doresc să fie alături de ei, vă invităm cu toții la cinema din Mărăști, acolo unde acest festival se desfășoară. Mă întorc acum la invitații mei. Vreau să finalizez întrebarea pe care am adresat-o puțin mai devreme domnului director adjunct Silviu Vanda de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca. Până la urmă, domnule profesor, care este finalitatea acestui proces și care sunt șansele de incluziune ale unui absolvent de liceu? Aș vrea să mai adaug că dincolo de nivelurile, ciclurile de expuse mai sus, primar, gimnazial, liceal, pozițial, în cadrul instituției noastre, cu aprobarea Ministerului și a Inspectorului Școlar, am vrut să deschidem și un curs de liceu, cursul pe clasele a 11 și a 13, frecvență redusă, adică un curs pentru nevăzători mai în vârstă, să spun așa, care nu au absolvit din vari motive la timp cursurile liceale și pentru aceștia, pentru a-și putea completa studiile, mai ales că aveau nevoie la locurile de muncă, s-a deschis această formă de învățământ, frecvență redusă, ciclu doar superior. Ei trebuie să fie absolvenți ai unui învățământ profesional special sau cel puțin la 10 clase. Revenind la întrebarea dumneavoastră, aș vrea să precizăm din start că în cadrul liceului nostru și nu numai al liceului nostru, în toate școlile speciale pentru deficiențe de vedere, se urmează curriculum național. Adică aceleași discipline pe care orice elev din țara aceasta le are în școala publică, școala de masă, în toate ciclurile. Firește, cu excepția celor din clasele speciale de SME, unde au o programă adaptată nivelului particularităților lor. Pe lângă materiile de bază, disciplinele
obișnuite. Sigur, elevii nevăzători mai au câteva discipline specifice, mobilitate, deci orientare, educație vizuală, kinetoterapie. Ați adus la un moment dat în incinta școlii chiar și un panou de cățărat. Așa, într-o acțiune realizată cu un ONG și cu un prieten, cu cei din București, da, în care copiii nevăzători au avut șansa să încerce inclusiv acest sport extrem, cred că putem să-i spunem. A fost o acțiune foarte reușită, o bucurie pentru copii, da, o încântare. Ei, la absolvirea școlii gimnaziale, cam unica șansă a absolvenților este să urmeze cursul liceal. Din nefericire, în clipa de față, la nivel național, o profesională post-gimnazială este greu de urmat, nefiind în cele două școli profesionale din București și Arad, meserii accesibile nevăzătorilor. Aceia foarte mulți se îndreaptă spre cursul liceale, lucru bun, pentru că în cei 4 ani se și maturizează, schimbă și optica, iar la finele acestui ciclu al liceului au două posibilități. Fie să urmeze cursurile universitare. Se întâmplă acest lucru? Se întâmplă, se întâmplă. Avem și exemple. Alex Bologa, profit de ocazie să spun că el este și un olimpic la Paralimpiada de la Rio. A luat locul 3 la judo și a devenit un model și un imbold pentru ceilalți copii din școală. Acum clubul Lamont, care s-a ocupat de pregătirea lui în domeniu, încearcă să găsească alte talente pentru a-i pregăti urmașii, să spunem așa. Bologa este și student și urmează în același timp și cursurile școlii post-liceale de tehnician masaj din școală. Este absolvent. Peste 3 săptămâni termină și post-liceală. Deci se pot îndrepta copiii spre acest profil de masaj și foarte mulți se îndreaptă spre această meserie pentru că locul de desfășurare activității, deci plasarea în muncă, este mult mai accesibilă, ușoară în acest domeniu. Și foarte mulți nevăzători sunt căutați de unitățile spitalicești, de unitățile protejate pe acest profil sau de saloanele de înfrumusețat, pentru că un masaj fie medical, fie un masaj de relaxare este foarte, foarte bine venit. Știți ce este, cred eu, extraordinar, domnule profesor? Faptul că din rândul foștilor elevi ai liceului pentru deficienți de vedere din Cluj-Napoca s-au ridicat, cum spuneați și dumneavoastră, adevărate modele. Alin Feurdean îmi vine acum în minte, Alex Bologa, pe care l-ați pomenit puțin mai devreme. George, nu mai Nicolescu. Vorbim, exact, domnul profesor Adamescu, care este cunoscut nu doar în România, ci în foarte, foarte multe țări din lume și aceste exemple sunt exemple care motivează, doamnelor, domnilor. Ne întoarcem imediat la discuția despre Festivalul Flori de Speranță. Vreau să vă spun că în această vară avea loc o expediție extraordinară de voluntari în Nepal, organizată de către români. Priviți aceste imagini, după care revenim în platou. Expediția este organizată de Volunteer for Life în colaborare cu Asociația Clujană Life Education for All și se axează pe o parte medicală, dar și pe una educațională. Activitățile de voluntariat în regiunile izolate și sărace vor fi asigurate de clujeni. Din Cluj sunt 5 voluntari, vor lucra împreună cu mine pe partea de educație. Life Education for All va coordona toate activitățile educaționale cu copiii. În timp ce colegii medici vor face partea lor, noi ne vom ocupa de copii, pentru că vom campa în curțile școlilor. Și e vorba de 5 școli cu aproximativ 700 de copii. Voluntarii doresc să doteze spitalul din Kathmandu, care deservește circa 1,5 milioane de locuitori, cu aparatură și consumabile medicale. Voluntariatul medical asigurat de ceilalți membri ai echipei va fi o adevărată aventură. Vor fi medici, chirurgi, stomatologi, pediatri, care vor acorda asistență medicală acestor oameni unde ajungem noi. Sunt 5 localități foarte izolate din Nepal. Practic, oamenii respectivi n-au nicio posibilitate, nici fizică, nici materiale, să ajungă la un spital.
și atunci vom merge noi împreună cu 6 medici și asistenți de la spitalul din Kathmandu în aceste tabere mobile. Practic vom sta 2-3 zile într-un loc și ne vom mișca spre altele. Printre voluntarii clujeni se numără și Cătălin, care este antreprenor clujan și nu a mai fost niciodată într-o astfel de expediție. Ca și antreprenor mă simțeam incomplet, simțeam că am nevoie de partea asta de voluntariat, de a ajuta pe cei care n-au avut probabil șansa mea de a se dezvolta ca și om, ca și business. Cele două asociații fac apel la cei care doresc să-i ajute să doneze rechizite școlare sau să facă donații în bani. Tot ce ține de transportul nostru, de cazarea acolo, de echipamentele pe care trebuie să ni le luăm și inclusiv avionul București, Kathmandu și retur, ni-l vom plăti noi, fiecare dintre voluntari. Dar sigur că mai e nevoie de bani pentru lucrurile care ar putea să apară acolo, mă rog, lucruri, știți că tot în apar timp de 3 săptămâni poate să se întâmple orice, plus că este nevoie de corturi și de, mă rog, lanterne, de tot ce e nevoie pentru astfel de expediție. Expediția se va desfășura în perioada 1-23 iunie. Oana Mândruț, doamnelor, domnilor, ați văzut-o în imagini puțin mai devreme, organizează această expediție, a fost și în platoul emisiunii Fără Prejudecăți, ajută în genere grupuri de persoane vulnerabile și mulțumim pentru asta. Pomenea domnul profesor puțin mai devreme, domnul Silviu Vanda, care este unul dintre invitații mei de astăzi, despre Sally Woodlamont, un alt om extraordinar. Până la urmă, acest lucru cred că este cel mai important, anume faptul că am reușit la Fără Prejudecăți să creăm o comunitate de oameni care fac inovație socială în Cluj-Napoca și nu numai, iată, unele ecouri ajung până în Nepal. Comunitatea care face inovație socială este și echipa care organizează Festivalul Miraje. Mă întorc acum la invitata mea, Diana Găucă. Vreau să ne dai detalii, pentru că Festivalul Miraje nu înseamnă doar prezența pe scenă a unor artiști extrem de talentați, ci o colecție întreagă de evenimente care se desfășoară în acele zile. Evenimente iubite și foarte mult așteptate și după ce domnul director v-a familiarizat deja cu performanțele copiilor, eu vreau să vă familiarizez cu performanțele artistice. Așadar, Festivalul Cultural Miraje, ediția 10-a, 16-18 mai la Cluj-Napoca. Puțin mai e. Da, debutează în 16 mai cu un eveniment inedit, Cina pentru Neric, care are loc într-un spațiu de la Cluj Arena, un eveniment organizat în parteneriat cu Asociația Pontes din Cluj. Noi am spus avanpremiera Miraje, e un eveniment inedit pentru că este vorba de a lua masa, exact așa cum îi spune și numele, pe întuneric. Adică de a este te pune în papucii unei persoane care nu vede. O adevărată provocare, cum este să mănânci fără să vezi și poți experimenta cum se activează celelalte simțuri. Poate că dacă reușești să treci de momentul ușor de panică de la început, totul va decurge foarte bine. E inedit pentru că și chelnerii vor fi persoane cu deficiențe de vedere și să nu uităm că în mari capitale ale lumii există astfel de restaurante. Iată o idee de business. Cum plătim? Cum știu chelnerii dacă dăm suma bună sau nu dăm suma bună? Sau cum știm noi ce bani să scoatem din portmoneu? Acesta este un eveniment care are loc, e cu intrare liberă, întreb nu în genere, se plătește. Într-un astfel de restaurant. Dar în general nu știu cum funcționează. Nu știu, n-am fost niciodată la Paris, este un astfel de restaurant. Dacă ajungem vreodată, e interesant de experimentat. În orice caz, acest eveniment are loc, intrarea la acest eveniment se face pe bază de invitație și dacă cei interesați nu reușesc să intre acum, cu siguranță Asociația Pontes din Cluj mai organizează astfel de evenimente, așa că există mai multe șanse. Și Asociația Pontes a fost prezentă în alte ediții ale emisiunii Fără Prejudecăți. Ei fac și un program de accesibilizare a obiectivelor turistice din Cluj-Napoca, astfel ca persoanele cu deficiență de vedere sau nevăzătoare care se află în orașul nostru să poată, prin pipăierea unor machete, să înțeleagă despre ce este vorba în monumente, în diverse obiective și așa mai departe. Vreau să le spun celor care ne urmăresc acum, pentru că pomeneai puțin mai devreme, invitata mea pomenea puțin mai devreme, doamnelor, domnilor, despre această cină pe întuneric. Antrenorul, unul dintre antrenorii lui Alex Bologa, repet, campion olimpic, medalie de bronz la Paralimpiada de la Rio, îmi spunea că în momente de pregătire ale sportivului alături de lot,
adesea stinge lumina, Diana, în sală, pentru ca ceilalți colegi ai lui să înțeleagă modul în care Alex se orientează în lume. Un gest foarte frumos și fără a fi empatic, nu poți să-l înțelegi pe celălalt. Îl felicităm pe domnul antrenor. Mai departe, a doua zi de festival, 17 mai, debutează cu un eveniment frumos din nou și aștepta Biblioteca Vie. Ne întâlnim cu așa numitele cărți vii. Sunt povești care de viață ale persoanelor cu dizabilități, adevărate exemple, modele, dacă vreți, și lecții de viață. Evenimentul are loc între orele 11 și 13 la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere, strada Dorobanților, numărul 31. La noi acasă. În sfârșit, între orele 16 și 19, are loc spectacolul concurs de teatru, muzică și dans. Peste 250 de copii, de tineri din țară, din 6 județe, Bistrița, Năsăud, Mureș, Timiș, Iași și Hunedoara, plus județul Cluj, tineri cu dizabilități, dar și din școlile de masă, vor evolua pe scena mirajelor. Invitat special în seara de 17, trupa Matca Acoustic Set, o trupă clujeană cu doi artiști foarte talentați care au și alte proiecte, Bogdan Matca și Bogdan Cristea. Cu siguranță vom cânta împreună cu ei. Și de asemenea solistul vocal Laurian Hădărean. Ultima zi de festival, 18 mai, este o zi foarte plină, cu evenimente care au loc la Casino, Centrul de Cultură Urbană despre și zona care o să te rog Foișor. Să ne dai detalii imediat. Sigur acum vreau da. Să vă repet, doamnelor, domnilor, Raluca, Mihai și Bogdan nu sunt astăzi alături de mine în platoul emisiunii Fără Prejudecăți, asta pentru că sunt și ei în plină organizare a festivalului Flor de Speranță, care se întâmplă în aceste zile la Cluj-Napoca. Raluca și Mihai evoluează pe scenă într-un dans, noi am reușit să-i surprindem la repetiții, priviți. Raluca Avram, Mihai Arsenie, Miss și Mister 2015.
Raluca și Mihai, doamnelor, domnilor, vor reveni pe scenă după ce au câștigat concursul de Miss și Mister chiar în această seară în fața publicului la Festivalul Flori de Speranță. Mă întorc la invitata mea, Diana Găucă, ce ne dă detalii despre ce se întâmplă în ultima zi a Festivalului Miraje. Multe evenimente, multe activități frumoase care au loc la Casino, Centru de Cultură Urbană și în zona Foișor din Parcul Mare. Dimineața, de fapt, între orele 9 și 16 puteți vedea o expoziție foarte frumoasă cu lucrări ale copiilor de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere. Avem atelierele Miraje, atât de așteptate, care au loc între 9.30 și 13.30. Anul acesta, atelier de mișcare, dans, de teatru, storytelling, modelaj în lut și atelierul de muzică. Aș remarca anul acesta atelierul de storytelling, pe care adică de spus povești, ne poți da câteva detalii povești, pentru cei care nu... Coordonator este Georgiana Elena Popan, o actriță și povestitor la care vine tocmai de la Arad. Magia Cuvântului, se pare că o știi, da? Sigur, a fost studentă la Facultatea de Teatru din Cluj-Napoca, a ajuns actriță la Arad, este apropiată multor grupuri și activități pentru copii cu și fără disabilități. Acest lucru este foarte puțin important. Mai important este faptul că ea se implică și vine la Cluj-Napoca cu acest workshop interesant. Da, este un artist foarte apreciat și ea este o prietenă mai veche a Festivalului Cultural Miraje. Ea face parte dintr-o rețea internațională, este un storyteller recunoscut internațional, va avea o intervenție și la spectacolul concurs de la Casa de Cultura Studenților, va spune povești împreună cu copiii acolo la un moment dat. Apoi, de la ora 10 la 13, avem un labirint senzorial. Să știți că este un labirint din care cu siguranță veți scăpa nevătămați. Este o provocare senzorială, o provocare olfactivă, gustativă, tactilă, auditivă. E frumos, are loc adică în Parcul Mare. Vom mânca, vom degusta lucruri? Nu dezvăluim foarte mult, lăsăm așa suspansul ca să-i facem pe oameni curioși și să vină. Clar, trebuie să mergem. Da, clar. Între 14 și 16, anul acesta avem și a doua oară Biblioteca Vie. Este vorba despre acele cărți vii, povești de viață ale persoanelor cu dizabilități. Este un eveniment realizat în parteneriat anul acesta cu Departamentul de Psihopedagogie Specială din cadrul Facultății de Psihologie și Științe ale Educației de la Universitatea Babeș-Bolyai. Mulțumim și domnului profesor Adrian Roșan, care a fost prezent acum câteva ediții la Fără Prejudecăți, și este foarte bine că acest departament se implică foarte mult în dezvoltarea specială a profesioniștilor care trebuie să intre în acest sistem de educație. Discutam cu Adi chiar aici, în platoul emisiunii Fără Prejudecăți, cât de importantă este dezvoltarea personală a cadrelor didactice, a celor care se află alături de acești copii. Ei ne susțin în toate proiectele noastre, ei formează specialiști și le mulțumim și pe această cale. Și desigur, festivalul se încheie cu spectacolul concurs de la Casa de Cultura Studenților între orele 16.30 și 20.30, nu știu dacă ne vom lungi, depinde, pentru că avem și gala de premiere, avem un invitat special, nu dezvăluim încă, va fi o surpriză. Invitat special de asemenea pianista Ruxandra Pop, actrița Georgiana Elena Popan și interpretul de muzică populară Grigore Sâmboan, care este și unul dintre prezentatorii spectacolului. Așadar, multe evenimente, multe activități, vă așteptăm cu drag și știu, Ovidiu, mă gândeam dincolo de sponsori, de partenerii media care ne susțin și cărora le mulțumim foarte mult. Până la urmă, este momentul acestor copii. Este momentul lor în care de ei strălucesc eu pot. Da. Și se poate vedea în cadrul acestor spectacole cum cu efort susținut și cu motivație, cu multă muncă, se pot realiza lucruri foarte frumoase. Și până la urmă, dacă ei reușesc să dea de pământ cu emoțiile și noi trebuie să reușim să dăm de pământ cu prejudecățile. Absolut. Și vorba emisiunii tale Fără Prejudecăți, trebuie să le lăsăm deoparte și să venim cu mintea și cu inima deschisă, chiar vă așteptăm la spectacole și la toate evenimentele noastre. Și până la urmă, toți avem dizabilități, chiar dacă nu e o dizabilitate vizibilă, nu e ceva exterior. Putem vorbi despre dizabilități interioare.
Da, așa e. În ultimul minut al ediției de astăzi, Fără Prejudecăți, vreau să-i mulțumesc și domnului profesor Vanda. Domnule profesor, în câteva cuvinte, în două, trei cuvinte, ce înseamnă pentru dumneavoastră și pentru elevii de care vă ocupați Festivalul Miraje? Dacă ar fi să dați o definiție scurtă. Dovada a posibilităților și că și persoane cu dizabilități nu trebuie priviți cu compasiune, ci luați așa cum sunt, o realitate a societății care au nevoie de respect și înțelegere. Adică un eveniment care vorbește despre potențial, vorbește despre exact. Capabilități, vorbește despre incluziune. Ceea ce pot să facă. Vorbește despre inovație despre ceea ce socială suntem până noi. La urmă. Despre da. Ceea ce suntem noi. Iată ce definiție frumoasă ne dă domnul profesor Silviu Vanda. Atât vreau să mai spun, dacă îmi permiți, informații suplimentare în legătură cu festivalul se pot găsi pe miraje.ro și pe pagina de Facebook a festivalului, Festivalul Cultural Miraje. Persoane de contact, Maria Mosora de la Liceul Special pentru Deficienți de Vedere și doamna Liana Mureșan de la Asociația Lions Club Genesis Cluj-Napoca. Le felicit și pe colegele mele care muncesc și e multă sigur. Lume implicată în organizarea festivalului. Mulțumim sponsorilor, partenerilor media fără de care ne-am putea și spun din nou, arta nu are limite, arta este o imensă deschidere spre tot ceea ce este posibil. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru că astăzi ați fost alături de noi. Arta nu are limite, arta nu cunoaște dizabilități, doamnelor, domnilor. Aceasta este ideea cu care încheiem ediția de astăzi a emisiunii noastre, invitându-vă evident la Festivalul Miraje care se va desfășura în perioada următoare la Cluj-Napoca. Eu sunt Ovidiu Damian, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost alături de noi. Să aveți o zi excelentă. La revedere!